pe Sadboy Instagram și pe Gutter Instagram și având același email și aceeași parolă ca prostul, ăla care mi-a spart emailul a încercat să intre pe toate chestiile astea, pe toate rețelele de social media, probabil că a încercat și pe Twitter, dar că acolo din fericire aveam altă parolă. Și la astea în care a putut, mi-a dezactivat toate chestiile astea ca să facă hype și și-a promovat propriul lui site sau ce căcat a făcut, nu știu ce a făcut. Problema e că mi-a șters toate videoclipurile. Uite, asta e canalul meu, fac videos, no content available. Deci, efectiv, mi-a șters toată munca, mi-a șters toate videoclipurile, mi-a șters 10 milioane de vizualizări, mi-a șters videoclipuri în care am băgat bani. Nu că mi-ar păsa la modul ăla, că până la urmă am fost donații și am ajutat oameni, dar e de căcat să-mi bat piciorul. Nici nu știu ce să zic, o să postez videoclipul ăsta acum seara, că nu-mi pasă, îl postez ca să vă informez ce mi s-a întâmplat. Cum am fost săcuit cu oamenii cu care am vorbit și cu oamenii care mi-au făcut din misa, mi-au explicat așa că există un website în care poți să pui un e-mail oarecare, iar eu am e-mailul meu cunoscut, toată lumea îmi știe e-mailul și dacă pui e-mailul ăla acolo, o să-ți și dai enter, îți apare unde a fost înregistrat e-mailul ăsta, pe ce website-uri și care dintre ele au fost hăcuite, adică li s-a furat informația. Și poți să plătești site-ul să-ți dea informația furată. Adică să-ți dea parole și pana mea. Iar eu ca prost am avut aceeași parolă pe toate căcaturile astea, și pe Instagram, și pe YouTube, și exact același e-mail. Și cineva probabil a făcut asta și a încercat să logheze și mi-a găsit-o. Nu cred că e român, pentru că a scris în engleză, acum nu știu dacă e român și doar că a scris ca prost în engleză. Ideea e că a scris în engleză și nu știu ce dracu a vrut să facă. Inițial mi-a închis, mi-a pus totul pe privat, cred că s-a gândit că face hype. Și apoi a activat și a postat un videoclip și din fericire mi-a răspuns Yahoo chiar acum și am reactivat e-mail-ul, mi-am refăcut YouTube-ul și am reușit să șterg videoclipul. Tot acum mi-am activat și Two-Step Verification, că nu aveam activat Two-Step Verification pentru că eu am mai multe canale de YouTube și mereu mă deloghez și mă loghez pe altele și era foarte enervant la început să tot primesc codul ăla sălbat, că mă delogheam de pe Sadboy, pe Gutter, de pe Gutter, pe Dubstep Gutter și la fel și pe Instagram, de pe Instagram pe Gutter și era super enervant că tot primeam codul ăla ca să mă loghez de Two-Step Verification și am zis că, bă, o să las codul ăla doar pe două canale foarte importante și în rest îl scot de pe Sadboy și de pe Gutter și de pe Instagram și l-am lăsat așa și timp de un an n-am avut probleme și acum mi s-a întâmplat asta și... Da, asta e o lecție foarte bună dacă folosiți exact același e-mail sau dacă, nu știu, dacă ați folosit același e-mail foarte mult timp pentru mai multe website-uri și pana mea, website-urile poate au fost tăcuite și o să pățiți asta cândva, nu știu când. Am mai pățit asta în trecut, dar nu mă așteptam să pățesc asta din nou. Și da, nu știu ce să zic. Asta e tot ce pot să zic. Nu mi-aș face asta, nu mi-aș șterge toate videoclipurile cu aproape 1 milion de vizualizări. Videoclipuri cu aproape 1 milion de vizualizări și videoclipuri în care am donat 2000 de euro. Și n-aș face chestia asta, nu am foarte multe de câștigat din treaba asta. Nu înțeleg ce a avut el de câștigat, dar în fine, mă bucur că am recuperat asta. Sper să fie o lecție de, nu de viață, dar să fie o lecție să folosiți Two-Step Verification, nu ca mine. Eu am zis că pana mea a scot că nu o să mi se întâmple, că care sunt șansele și uite, astea sunt șansele. Deci da, nu mi-am închis eu ăsta, nu mi l-am pus pe privat, nu a avut nicio treabă copyright-ul, nu a avut nicio treabă hate-ul, nu a avut nicio treabă what the fast, pur și simplu cineva mi-a furat e-mail-ul și a încercat să se logheze cu e-mail-ul și cu parola furată de pe e-mail pe toate chestiile astea și a reușit, că erau aceleași, ca prost foloseam aceleași, că făcând asta de 8 ani ziceam că mi-e mai ușor să folosesc aceeași parolă și același e-mail. Și fără Two-Step Verification. Deci asta să fie o lecție de viață, să folosiți parole diferite, e-mail-uri diferite și să folosiți Two-Step Verification. Da. Da. Nu știu ce să mai zic. Aia e. O să mă nec în bere și mă trezesc mâine și văd ce fac. O să încep să postez la loc și aia e. Nu e sfârșitul lumii. În fine. Sper să fie o lecție de viață asta, să folosiți Two-Step Verification și să aveți grijă ce parole folosiți și pe ce site-uri vă registrați, ca să spun așa. Da, cam atât.